ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Începe Avocado News, ediția specială de anul nou. El a fost construit de elevii școlii TV Dicție.ro, special pentru cei mici, dar pot rămâne și părinții sau bunicii la televizor. Nu ne supărăm! Astăzi am intrat în noul an, 2022, iar noi, elevii școlii TV Dicție.ro, vă urăm la mulți ani! Să vă bucurați de noul an, sănătate și multă bucurie! Și dacă tot e sărbătoare, haideți să descoperim împreună tradițiile din această zi. Colega noastră de la școala TV Dicție.ro, Bianca Oprea, are mai multe detalii despre acest subiect. Bună ziua, Bianca! Bună ziua, Elisa! Bună ziua, Robert! Trecerea dintre ani a fost un moment așteptat de toată lumea, iar în România, după cum bine știți, sunt respectate tradiții în funcție de zonă. Sorcova este unul dintre cele mai des întâlnite obiceiuri de anul nou, practicat mai ales de copii, care se adună încete și, în prima zi a anului, pleacă mai ales pe la casele cunoscuților. Sorcova este la origini o nuia îmbrăcată în hârtie colorată, tăiată șuvițe, împodobită uneori cu flori, tot din hârtie colorată, și ciucuri. După sorcovire, care este în esență o urare pentru un an mai bun, iar copiii sunt recompensați cu dulciuri, colaci, chiar și cu bani. Îngropatul anului este un ceremonial de înnoire simbolică a timpului, practicat în noaptea dintre ani, în fapt, denumirea care a precedat actualul Revelion. Vergelul este un obicei nu atât de larg răspândit, fiind caracteristic bejenarilor ardeleni, potrivit căruia în noaptea de ajun se organizează pentru feciori și fete un ceremonial nocturn de aflare a ursitei și norocului. În final vă prezentăm obiceiul capra, sau jocul caprei. Atunci când se merge cu capra, cel care este deghizat în acest animal își subordonează toate celelalte personaje în timpul jocului, iar în unele zone jocul apare sub forma unor cete de mai multe capre denumit ostra. În altele, animalul fiind singur, însoțit doar de cioban, moș și babă. La trecerea dintre ani, peste tot în lume, au loc focuri de artificii impresionante. Unde au avut loc cele mai spectaculoase focuri de artificii știe colega noastră de la școala TV Dicție.ro, Maia Bălan. Bună ziua, Maia! Bună ziua, Elisa! Așa este, celebrarea anului nou este sărbătorită pe tot globul, iar în cele mai mari orașe din lume se organizează adevărate spectacole atunci când vine vorba de focuri de artificii. La trecerea dintre anii 2020 și 2021 a avut loc unele dintre cele mai frumoase focuri de artificii, astfel că a fost realizat un top cu cele mai spectaculoase focuri de artificii din lume pe care trebuie să le vezi măcar o dată în viață. Dacă vrei să faci asta, trebuie să te decizi unde te duci. Poți alege unul dintre orașele Sydney, Hong Kong, New York, Dubai și Singapore. Anul trecut, cel mai spectaculos foc de artificii a fost în Dubai. Am început noul an și dacă mai devreme v-am prezentat câteva dintre tradițiile de pe la noi, acum a sosit timpul să vorbim și de obiceiurile care au loc în această zi. Despre plugușor, dar și despre obiceiul semănatului, ne spune mai multe colega noastră de la școala TV Dicție.ro, Ilinca Caziuc. Bună ziua, Ilinca! Bună ziua, Elisa! Bună ziua, Robert! Plugușorul este unul dintre cele mai iubite obiceiuri de pe la noi la început de an. Întotdeauna, însoțit de strigături, pocnete de bici și sunete de clopoței, este menit să alunge ceea ce a fost rău și să aducă bogăție în agricultură. Al doilea obicei este cel al semănatului. Acest obicei îl urmează pe cel al plugușorului și se merge cu el în prima zi din an, iar colindătorii poartă traiste de gât încărcate cu semințe de grâu, secară, ors sau ovăz. Aceștia intră în case și aruncă boabele cu mâna, exact ca semănatul, și urează gazdelor sănătate și roade bogate. Colindătorii sunt răsplătiți cu mere, colaci sau bani. Iar acum haideți să vorbim despre superstiții. Ce nu avem voie să facem în prima zi din an știe colegul nostru de la școala TV Dicție.ro, Cezar Câmpureanu. Bună ziua, Cezar! Bună ziua, Elisa! Bună ziua, Robert! Se spune că în noaptea dintre ani nu ai voie să plângi, asta ca să eviți să ai un an trist. Anul nou e bine să te găsească în haine noi, neapărat să porți ceva roșu, pentru că această culoare semnifică dragostea și veselia, iar dacă vei vorbi în contradictoriu și despre fantome, vei avea un an plin de ghinioane. Tot în prima zi a anului e bine să nu speli vase, iar dacă vrei să ai noroc, e bine ca membrii familiei să aibă în buzunar bani. Și o vorbă mai spune că anul nou să nu te prindă cu datorii, iar dacă vrei să te strecori prin anul ce vine, trebuie să ai neapărat pe masă preparate din pește.
O companie de curierat din America are de acum mașini electrice. Cine l-a produs știe colegul nostru de la școala TV Dicție.ro, Andy Crăciun. Bună ziua, Andy! Bună ziua, Elisa! Bună ziua, Robert! Compania de curierat din America, FedEx, vrea să livreze coletele din acest an cu mașini electrice. General Motors a creat dubița electrică EV600. FedEx va folosi peste 500 de astfel de vehicule. GM a dezvoltat și o rețea de stații de încărcare rapidă pentru a folosi la încărcarea acestor vehicule. După încărcare la maximum, bateria dubiței oferă o autonomie de 400 de km. Compania FedEx luptă împotriva poluării și e decisă ca până în 2040 să aibă în flotă doar mașini electrice autonome. 2022 este anul în care tot mai multe companii vor să reducă poluarea. Despre ce este vorba știe colegul nostru de la școala TV Dicție.ro, Nicola Sparichi. Bună ziua, Nicola! Bună ziua, Elisa! Bună ziua, Robert! Compania franceză Airbus, cunoscută pentru producția de avioane, a reușit să lanseze la apă Airsys, o navă cargo de 150 de metri lungime, în valoarea de 30 de milioane de dolari. Cercetătorii de la Airbus caută soluții pentru reducerea poluării, iar aceștia au decis să monteze în botul navei o parașută imensă, exact ca la sportul kitesurfing. Astfel că nava cargo se va folosi de puterea vântului și va putea atinge chiar și 60 de noduri marine, asta înseamnă aproape 100 de km pe oră. Specialiștii au descoperit că dacă vor monta această parașută, vor reduce consumul de combustibil cu 20%, astfel că vor reduce semnificativ poluarea. Tot mai multe companii producătoare de mașini dezvoltă vehicule care să polueze mai puțin. Citroen a reușit să producă un vehicul electric de mici dimensiuni. Despre acest subiect știe mai multe colegul nostru de la școala TV Dicție.ro, Iadan Liberman. Bună ziua, Iadan! Bună ziua, Elisa! Bună ziua, Robert! Conceptul Mi-Buggy a fost gândit mai demult, însă producătorul de vehicule a reușit să-l producă în serie. Cu un cost de 7.000 de euro, Mi-Buggy-ul se poate deplasa pe orice tip de teren, chiar și pe plajă. Și e foarte interesant, acest vehicul are uși care se montează doar dacă vrei tu. Chiar dacă este mică, are o mulțime de spații de depozitare, iar multe dintre piesele din care a fost creată această mașină au fost realizate cu ajutorul unei imprimante 3D. Aeroporturile lumii sunt din ce în ce mai aglomerate, iar atunci când vrei să iei masa, fie te grăbești, fie nu ai unde să faci acest lucru. Însă de acum înainte, totul se va schimba. Despre ce este vorba știe colegul nostru de la școala TV Dicție.ro, Luca Burlacu. Bună ziua, Luca! Bună ziua, Elisa! Bună ziua, Robert! În această perioadă au apărut tot mai multe firme de curierat, iar asta a făcut ca un aeroport din America să își lanseze primul sistem de curierat în interiorul aeroportului. Astfel că turiștii aflați în tranzit care vor să mănânce o vor putea face oriunde. Conducerea aeroportului se laudă cu primii roboți care livrează mâncare sau băuturi pasagerilor și asta pare că ajută la relaxarea lor pentru că aceștia nu mai pierd timp prin restaurante sau să stea la cozi și mai ales să mănânce pe fugă. Roboții pot fi controlați cu ajutorul semnalului de Wi-Fi, iar cu ajutorul unei aplicații poți lansa comanda. În acest an ne vom bucura de un nou film produs de studiourile Marvel. Care este data de lansare și despre ce film este vorba știe colega noastră de la școala TV Dicție.ro, Daria Firică. Bună ziua, Daria! Bună ziua, Elisa! Bună ziua, Robert! Anul 2022 este anul premierelor. Știm cu toții că multe filme și-au amânat producția sau lansarea din cauza pandemiei. Însă reprezentația studiourilor Marvel au anunțat data de lansare a filmului Doctor Strange, Multiverse of Madness. Acesta este continuarea filmului lansat în 2016. Filmul are așteptări mari, iar încasările vor putea ajunge chiar și la $1 miliard. Spun reprezentanții box office-ului. Prima parte a filmului a avut încasări record care au depășit $600 de milioane. Noi suntem smart pentru că citim. Nu mesaje pe telefon, ci cărți adevărate. Și pentru că ne place să citim, vă propunem o carte foarte interesantă pentru cei mici. Cu alte cuvinte, urmează colega noastră Amelia Popa și rubrica Cu Cultură. Salutări cititori! Azi am ales pentru voi cartea Marea mea călătorie în timp de Jory Vadula și Pupi Herrera.
În dimineața aniversării sale, Alex primește de la mătușa Agata un mesaj extrem de misterios, scris cu cerneală invizibilă pe o bucată de hârtie, în care îl roagă să meargă de urgență în laboratorul ei. Venind din partea mătușii, cu siguranță este vorba despre un cadou cât se poate de original. Dar, cu toate acestea, Alex nici nu-și imaginează aventura care îl așteaptă. Dacă vrei să descoperi aventurile lui Alex, trebuie să citești această carte pe care o găsești în librării, dar și pe paginarium.ro. Acum e vremea să aflăm și cum va fi vremea. Colega noastră de la școala de televiziune Dicție.ro, Alexandra Micu, ne spune cum să ne îmbrăcăm în acest weekend. Bună ziua, Alexandra! Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Vremea e ca vremurile, schimbătoare. Se răcește ușor în aproape toată țara, iar valorile termice se vor apropia de normalul acestei perioade. Cerul va fi acoperit și posibil să apară precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat. Dimineața se va forma ceață. Temperatura maximă va fi de 4 grade Celsius, iar minima va fi de 0 grade Celsius. În București, vremea se menține rece. Cerul va fi parțial acoperit. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 5 grade Celsius, iar cea minimă va fi de 1 grad Celsius. La munte, vreme rece, normală pentru această perioadă. Cerul va fi acoperit, iar pe creste va ninge. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 3 grade Celsius, iar minima va coborâ la minus 4 grade Celsius. Așadar, vreme rece în aproape toată țara și nu vom avea parte de zăpadă. Însă dacă vreți să vă bucurați de zăpadă, trebuie să mergeți la munte, dragi copii. Și neapărat bună dispoziție pentru că e weekend. Iar noi, cei de la Avocado News, vă urăm la mulți ani și un an nou mai bun. Vă așteptăm pe recepție și săptămâna viitoare. O săptămână cu zâmbete să aveți. Și nu uitați că nimeni nu-i perfect. De aceea vă arătăm și câteva imagini din culisele Avocado News. Nu plecați, așadar, de la televizor! Vreau să-mi ștergi eul, ultimul, să fie doar cel, pentru că mă derutează când citesc, iar citesc cele. Păi, uite-mi confirmat și a, ok, scuze. Și mie mi se fac o coftă de vită, dar ce să fac? What? Se spune că între noaptea dintre an sau în noaptea dintre an? Nu vine. Erbius. Ce? Erbius. A fost bine? One eternity later. One hour later. Thank you.